O dupămasă în care prin cuvântul Scripturii îmi spune că Dumnezeu este acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui. Și am trecut deja de doi sau trei, dar vreau să vă mai spun ceva mult, mult mai încurajator. Nu trebuie să fim doi sau trei. Poți fi chiar singur, stai în prezența Lui și El este cu tine acolo. Se aude un amin singur. Nu știu, n-ați experimentat prezența lui Dumnezeu în singurătate? Eu am experimentat-o. Și Sani. Și vreau să vă spun, e frumoasă părtășia. E frumoasă comunitatea, e frumoasă adunarea, e frumoasă biserica lui Hristos. Dar când stai în prezența lui Dumnezeu, nu se poate compara cu nimic. Dumnezeu lângă mine, Dumnezeu lângă tine și mai mult decât orice. E adevărat, nu-i indicat și nu-i recomandat ca om să fii singur. O văd pe mama soacră ca și om singură. Nu-i bine. Dar mă duc mai departe și îl văd pe Domnul Hristos pe cruce. Când a stat atârnat pentru mine și pentru tine și a murit pentru noi. În momentul efectiv, în momentul acela culminant, când Hristos a plătit păcatul tău și păcatul meu, strigă plin de durere: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? A fost cel mai greu moment din viața lui ca om. Dar și pentru Tatăl a fost cel mai greu moment atunci când pentru o clipă și-a întors fața de la Fiul Lui. Era păcatul meu acolo, era păcatul tău. Ei, din momentul acela, Dumnezeu nu-și mai întoarce fața de la niciunul. Prin Hristos stă și se uită la noi și vede niște copii, fii și fiice, răscumpărate prin jertfa lui Hristos. Și în după masa asta suntem aici numai fii și fiice răscumpărate a lui Dumnezeu prin Hristos Domnul, și de care cumva nu te-ai așezat sub crucea lui Hristos să accepți jertfa lui, jertfa Domnului Iisus, ca răscumpărătoare pentru tine, poți în după masa aceasta să spui viața în mâna lui Dumnezeu și să-i spui: Iisuse, am nevoie de tine. Poți să-i spui: Duhule Sfinte, am nevoie de tine. Poți să-i spui: Tată, am nevoie de tine. Și El e aici cu brațele deschise să te primească. Te iubește. Și spune prin cuvântul Scripturii: te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea, zice Domnul. Haideți să stăm în picioare. Haideți să ne salutăm unii pe ceilalți, dă mâna cu cel de lângă tine și spune-i: ești un fiu sau ești o fiică a lui Dumnezeu? Ești un fiu al lui Dumnezeu. Te iubesc. Vreau să începem să ne închinăm și vreau să citesc din Scripturi un pasaj care se citește la binecuvântarea de copii în bisericile noastre sau în biserica aceasta. Acest pasaj îl citim la binecuvântarea de copil. Și vreau să citesc pasajul acesta din Scripturi și apoi să mergem înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru ceea ce Dumnezeu a rânduit în după masa aceasta pentru noi aici. Toată slujba să fie în controlul Duhului Sfânt. Cântarea, cântăreții, rugăciunea, inima bună
care laudă pe Dumnezeu în rugăciune și cuvântul Scripturii care va fi predicat să aibă și să fie ungerea Sfântului Duh peste tot poporul, peste toată adunarea. Domnul să vă binecuvinteze și să vă păzească. Amin. Spuneți amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste voi și să se îndure de voi. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste voi și să vă dea pacea. Amin. Astfel am pus numele Lui Dumnezeu peste noi toți și El Dumnezeu, declarat prin Scripturi a fi Dumnezeul oricărei binecuvântări, să ne binecuvinteze. Ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu, cerând îndurarea Lui peste noi, binecuvântarea Lui, iar când rugăciunea cu biserica încetează, Sebi continuă să așeze numele Domnului peste toată lucrarea. Ne rugăm cu toții Domnului. Să-ți mulțumesc pentru o seară ca și aceasta. Vreau să-ți mulțumesc că într-o seară ca și aceasta Tu ești gata să deschizi cerul. Ești gata să deschizi cerul, să cobori în mijlocul nostru. Doamne, ne iubești atât de mult încât vrei să petreci timp cu noi, unul la unul, de la egalitate. Vrei să stai lângă noi, lângă fiecare din noi. Ești un Dumnezeu atât de măreț și de mare. Ești viu. Toată slava, toată gloria vrem să-ți o dăm Ție. Și Doamne, niciun gest, Doamne, nicio notă, niciun cuvânt, nicio silabă să nu fie rostită în seara asta decât pentru slava numelui Tău, cel Sfânt. Tu ești Cel care merită totul în seara asta. Doamne, ai promis că-ți vei deschide cerul și vei coborî între noi. Pentru că Tu te cobori în mijlocul laudelor, Tu te cobori în mijlocul laudelor inimilor noastre curate. Și de aceea Te rugăm, coboară în mijlocul nostru în seara asta. Suflă un Duh nou de viață, Duhule Sfânt, peste noi. Vrem să Te vedem, vrem să Te simțim, vrem să trăim aproape de Tine. Te înălțăm pe Tine, Doamne, Te glorificăm pe Tine, Doamne, și Îți mulțumim că Ești prezent în mijlocul nostru. Numele Tău să fie înălțat și glorificat în veci. Amin. Să ne închinăm, numele-ți chemăm. Cu slava Ta de foc, prezent în acest loc, Tu vrei să ne transformi. În prezența Ta, în prezența Ta să pentru Tine cântăm tot. Cerul Tu deschide să Te vedem azi. Slava Ta coboară, orice curge din inima Ta, umple pe deplin lauda. Cerul Tu deschide
Să te vedem azi, slava ta coboară, oriu ce curge din inima ta, umple vene prin lauda. Aici prezentul ești, cu slavă ne umbrești, privim spre cer din nou. Vreau să ne oprim un pic pentru că simt ceva ce nu ar trebui să fie aici. Îmi pare rău peste mine, e un duc de oboseală. Probabil că mai sunt câțiva dintre voi aici, da? Probabil sunteți câțiva care sunt plictisiți. Sau cu alte probleme. Nu știu ce trebuie să facem, dar vreau să ne înviorăm în seara asta. Este prezența Domnului aici. Nu putem să stăm indiferenți la prezența Domnului. Nu putem să stăm indiferenți la un cer deschis. Am cântat lucrul ăsta și Dumnezeu a deschis cerul pentru noi în seara asta. Prezența Lui este aici. Doamne, vine înaintea Ta. Și orice duc de oboseală îl facem fără putere în numele Lui Iisus Hristos. Doamne, orice supărare, orice apăsare în numele Lui Iisus Hristos să dispară din biserica asta. Doamne, vrem să simțim prezența Ta, Doamne. Doamne, vrem să vedem cerul Tău deschis și pe Tine coborât în mijlocul nostru, în mijlocul laudelor noastre. Doamne, orice apăsare, orice boală, orice încercare care nu ne dă pace, în numele Lui Iisus Hristos o facem fără putere în seara asta. Pentru că Tu ești Domnul nostru, Tu ești Dumnezeul nostru. Numele Tău vrem să-L lăudăm și vrem să spunem, Doamne, arată slava Ta. Cântă împreună cu noi. Doamne, arată slava, gloria, toată puterea. Doamne, arată slava Ta. Doamne, arată slava în seara asta. Doamne, arată slava, gloria, toată puterea. Doamne,
slava ta. Cerul tu deschide-l să te vedem, a slava ta coboară. Un râu ce curge din inima ta umple pe deplin lauda. Cerul tu deschide să te vedem, a slava ta coboară. Un râu ce curge din inima ta umple pe deplin lauda. Repet, în seara asta suntem în prezența Lui. O cântare spune: în prezența Ta, o Doamne, e pace, în prezența Ta e liniște, în prezența Ta îmi dai putere să mă ridic. Doamne, dă-ne în seara asta putere să stăm ridicați în picioare și să nu fie niciun zid între noi și Tine. Următoarea cântare spune: știu, credința mută munții. Vrem să-i mutăm. Probabil că este un munte înaintea ta. Și dacă este un munte, dacă este o boală, este Cel care a purtat toate bolile în seara asta aici. Dă-i Lui boala ta, dă-i Lui încercarea ta, dă-i Lui inima ta. Rămâi
cu mâinile ridicate spre cer și spune rugăciunea ta: te ador, Iisuse. Îți mulțumim că ești prezent între noi. Îți mulțumim de prezența Duhului Tău ce sfânt între noi. Îți mulțumim că Tu ești Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Recunoaștem lucrul acesta, că Tu ești Domnul nostru. Spune cu cuvintele Tale laudele în seara asta, pentru că El este Cel ce merită. Rămâi cu mâinile ridicate spre cer. Adoră-L pe El în rugăciunea Ta. Spus și vreau să repet acest pasaj din Biblie, pentru că în seara asta vreau să fim liberi. Nu vreau să existe niciun zid între noi și Dumnezeu. Nu. Mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să aude, ci nelegiuirile noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să ne asculte. Dacă în seara asta este un zid, și cred că este un zid între tine și Dumnezeu, păcatul pune acest zid între noi și El. Dar vestea bună din seara asta este că El a plătit vina păcatului meu și astăzi pot să stau liber, pot să stau cu inima deschisă în fața Lui, pentru că nu mai este niciun zid care să pună despărțire între mine și Dumnezeu, pentru că El a plătit totul, Hristos a plătit totul, pentru ca tu să fii liber în seara asta. Care este ziua în care va cădea zidul acesta? Știi care este momentul în care va cădea zidul? Și care este momentul în care se va schimba totul? Este acum și aici. Dacă tu ți-aduci mărturia înaintea Domnului, El nu te va lăsa să pleci așa cum ai venit, pentru că tot ce a promis se va împlini. Ești veșnic credincios, credincios. În mâna Ta stau, am toată încrederea. Tu nu mă vei lăsa. Noaptea va pleca, se face voia Ta. Inima mea îți cânta.
tăia. Iisus, cum ești ajuns în dragostea ta ascuns, inima mea va tăia. În tot ce-ai promis, ești veșnic credincios, ești credincios. În mâna ta stau, am toată încrederea, tu nu mă vei lăsa. În tot ce-ai promis, ești veșnic credincios, ești credincios. Toată încrederea, tu nu mă vei lăsa. Tu nu mă vei lăsa. Eu am văzut că El mișcă și munții, și în seara asta vrea să miște muntele din inima ta, pentru ca să ai libertate, să ai liberă trecere spre El. Și orice zid ai avea în inima ta, îl dă, îl doboară la pământ. Eu am văzut, tu miști și munții, și voi vedea, tu o vei face din nou. Ai despicat în două marea, da, eu cred, tu o vei face din nou. Eu am văzut, tu miști și munții, și voi vedea, tu o vei face din nou. Ai despicat în două marea, și da, eu cred, tu o vei face din. Ce-ai promis, ești veșnic credincios, credincios. În mâna ta stau, am toată încrederea, tu nu mă vei lăsa. Deci tot ce-ai promis, ești veșnic credincios, să rămâne. Ceea ce Domnul promite nu se schimbă. Nu-și trage numele înapoi, nu-și ia promisiunile înapoi. De aceea vreau să te invit în seara asta. Vreau să te invit să stai în rugăciune, unul la unul cu El. Ignoră pe cel din stânga și din dreapta ta. Acum ești unul la unul. Închide, te rog, ochii. Și vreau să-i mărturisești lui ceea ce te frământă în seara asta. Ultima dată când am fost aici am spus același lucru și vreau să-l repet, pentru că rămâne valabil și astăzi, indiferent de câte ori te-ai iertat pentru păcatul care diavolul vine și spune nu mai este iertare pentru el. În seara asta există izbăvirea de păcatul tău. Adu-l înaintea Domnului. Mărturisește-ți păcatul, căci El este credincios și drept ca să ne ierte. Vină cu povara ta, vină cu păcatul tău.
Eliberează-ți inima, doboară acest zid din viața ta, mărturisindu-l. Iisus, Iisus ești Domnul Domnului.
Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind vești glorificat. Iisus, numele lui Iisus e putere. Numele lui Iisus e putere. Numele lui poți fi ajutat. În numele lui Iisus e putere. În numele lui poți fi vindecat. În numele lui Iisus e putere. În numele poți fi ajutat. În numele lui Iisus e putere. Căci Domnul biruința câștiga. Iisus ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat. Salvator, Iisus fiind veci glorificat. Iisus, Iisus ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat. Iisus. Poți să mai fui, te rog, o dată coda pe proiector, pentru că vreau să ne oprim un pic la cuvintele astea. În numele lui Iisus este putere. Astăzi este sărbătoarea rusalilor. Este pogorârea Duhului Sfânt. O sărbătorim lucrul acesta și aș vrea să ridicați mâna sus cine este plin de Duhul Sfânt în seara asta. Ok, bun, mulțumesc. Cine vrea să fie plin de Duhul Sfânt în seara asta, vreau să ridicați acum mâna sus. Vreau să închidem cu toți ochii și să facem o rugăciune în privința aceasta. Și dacă vrei, poți să spui după mine lucrul acesta și vreau să ne rugăm. Doamne Tată, te recunosc pe tine în seara asta și recunosc că tu ești Domnul meu personal. Recunosc că ai spălat vina păcatului meu și în seara asta pot să stau liber aici, pentru că tu ai plătit prețul pentru mine. Doamne, în seara asta aleg să iert pe toți cei care mi-au greșit. Vreau să fiu curat în fața ta. Doamne, și bazat pe cuvântul tău că tu dai daruri bune copiilor tăi, te rog să revergi Duhul tău cel Sfânt peste noi, acum și aici. Doamne, puterea este a ta. În numele tău putem fi ajutați. Duhul tău cel Sfânt știu că ne ajută ca să facem, deci să luăm decizii înțelepte, să facem pași spre tine. Doamne, vin și îți mulțumesc pentru Duhul tău cel Sfânt, care cred că l-ai revărsat peste noi. Lasă pacea ta peste fiecare dintre noi. Care credeți că puteți primi Duhul Său cel Sfânt, rămâneți cu mâna ridicată către El. Și în seara asta poți să-L primești și L-ai primit. Așa că ceea ce te rog,
este să-ți deschizi gura și să-L lauzi pe El, pe Cel care merită lauda, dar nu vreau să-L lauzi într-o limbă care o cunoști tu, pentru că El dă daruri bune copiilor Săi. Nu-ți va da o limbă care tu nu o cunoști. Vorbește cu El în limbi cerești în seara asta, pentru că El poate să reverse și revarsă Duhul Tău cel Sfânt, Său cel Sfânt peste tine acum și aici. Vorbește cu El în limbi cerești în seara asta. Oh, alarasă. Dumnezeu spune, deschide gura și Eu îți voi pune cuvintele care tu să le rosești. În seara asta te rog să-ți deschizi gura, pentru că Duhul Sfânt vrea să-ți pună cuvintele în gură. Și nu cuvinte din imaginația ta, nu cuvinte din voința ta, ci cuvintele care Duhul Sfânt ți le pune în inimă și în suflet și pe buzele tale. Dă-i laude cu cuvintele care El ți le-a pus. Duhul Său cel Sfânt se revarsă peste tine și cred lucrul acesta în momentele astea. Laudă-L pe El în limbi cerești, pentru că El este Domnul. Iisus, ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fii în veci glorificat. Iisus, Iisus, ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fii în veci glorificat. Iisus, mai declară o dată lucrul acesta. Iisus, ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fii-n veci glorificat. Iisus, Iisus, ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fii-n veci glorificat. Iisus. Într-o duminică ca și aceasta, Duhul Sfânt s-a pogorât și s-a numit Duminica Rusalilor. Haideți cu următoarea cântare să spunem: Doamne, mai vreau rusalii. Dacă mai vrei rusalii în viața ta, dacă îl mai vrei pe Duhul Sfânt în viața ta, cântă împreună cu noi această cântare și Duhul Sfânt să rămână peste inima ta. Rusalii cu limbi de foc să reîmbrăști pe fiecare și să-i atingi cu Duhul Tău. Doamne, vreau o trezire și un trunchiul și o simțire să fim cu tot și să-ți cântăm în limbi o mie. Tu faci cerul să coboare, lași din inimă izvoare. O Duh prea Sfânt, dă-ne rusare. O Duh prea Sfânt, Doamne, dă-mi bucurie și să mă lec strâns în iubire. Doamne, eu vreau tot mai mult din Duhul Tău. Doamne, mai vreau sfințire și-un foc adânc să ardă-n mine pe veșnicie.
sfânt, dă-ne rosale, o Duh prea sfânt. Doamne, vreau o trezire și într-un gând și o simțire, să fim cu toți și să-ți cântăm în nemurire. Doamne, venim înaintea Ta și vrem să-ți mulțumim că Tu ești Domnul. Vrem să-ți mulțumim că Tu ești Cel care își revarsă bunătățile peste noi. Da, recunoaștem, nu le merităm, niciunul dintre noi nu merităm să stăm în fața Ta în seara asta. Dar L-ai trimis pe Fiul Tău ca să facă legătura, să facă mijlocirea între noi și Tine, Tată. Și suntem plini de mulțumire în seara asta. Îți mulțumim că Tu ne vorbești. Noi Te așteptăm pe Tine, Doamne. Așteptăm prezența Ta în continuare să ne inunde inimile prin cuvântul care va fi rostit. Inspirat de Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, tot ceea ce se va întâmpla aici vreau să aibă o singură sursă. Da, arătăm spre Tine. Pentru că Tu ești Cel care merită toată lauda. Tu ești Cel care merită toată închinarea noastră. Fie numele Tău înălțat și glorificat în veci de veci. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Lăudați să fie Iisus. Ce mare e Domnul. Stau să mă gândesc ce am făcut ca să fim aici. Merită vreunul dintre noi să fie scăpat din groapă, să fie scăpat de datorii, să fie ridicat, să avem o minte sănătoasă. Statisticile spun că 9 din 10 români au fost afectați de pandemie. Chiar dacă nu spun nimănui sau nu vorbesc despre asta, când s-au făcut studiile în privat, au recunoscut, da, a intrat în mine un duh de frică, mi-e frică de ziua de mâine, a produs atât de mult stres și frică că nu știu ce să fac cu el. Alte statistici mai noi spun că războiul ăsta a afectat 20 din 10 români. Înțelegeți, da? Dar vă spun, harul lui Dumnezeu e mai mare. Vestea bună e că avem un Tată care ne poartă de grijă, care ne-a scris zilele în cartea vieții și nu trăim cât vrea războiul, pandemia, COVID-ul, președintele nostru, trăim cât a hotărât Dumnezeu. Amin? De asta vreau să ne întărim în Domnul astăzi și să cerem lui Dumnezeu să ne atingă din noi. Eu cred că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e atât de bun încât câteodată mă gândesc cum mă suportă. Pe mine. Nu știu cum e cu voi. Dar la cum am fost și cum încă am câteodată, zic, Doamne, câtă răbdare ai cu mine. Ce bun ești Tu să locuiești într-unul ca mine și într-unul ca... De asta cheamă-L după masa asta din nou să Te atingă. Doamne, atinge-ne din nou peste noi Tu mâna Ta. Haideți să mai cântăm o dată. Doamne, atinge-ne din nou. Ridică-ți glasul. Doamne, atinge-ne din nou. O, Doamne, atinge-mă din nou. Peste noi Tu mâna Ta s-o pun și iubirea Ta să ardă în noi. Prin
bună, dar nu pentru o zi, ci să ardă în veșnicii în noi cu adierea Duhului Tău Sfânt. Doamne, atinge-ne din nou. Doamne, dă-ne înțelepciune și putere și tărie. Doamne, dă-ne înțelepciune și Doamne, vrem să ascultăm cuvântul Tău. Azi venim în fața Ta, dă-ne, Doamne, harul Tău să fim vii pentru împărăția Ta. Trezește-ne din nou. Adierea Duhului Tău Sfânt, Doamne, atinge-ne din nou. Duhule Sfânt, îți mulțumim că ai venit. Îți mulțumim că ai venit pentru Biserica Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim că ai coborât și îți mulțumim că pentru fiecare om care crede în Domnul Hristos Iisus, Tu vii ca un dar al lui Dumnezeu și ca o făgăduință să-L umpli, să-L conduci, să-L călăuzești în viața de zi cu zi. Îți mulțumim că ești aici. Îți mulțumesc că ești prezent și că ne-ai atins deja. Și, Doamne, ne vei atinge în continuare. Vorbește, Doamne, că-și copiii Tăi ascultă. Îți mulțumim, tăticule din ceruri. Oameni buni, suntem aici pentru că cineva a plătit un preț pentru fiecare dintre noi. Stăteam să mă gândesc la 16 ani jumate, când eram dependent, când eram violent, când eram un tânăr fără orizont, a venit cineva la mine și mi-a spus: hei, tu de acolo, Hristos a murit pentru tine acum 2000 de ani. Și am zis: serios? L-am pus eu? N-am înțeles atunci gravitatea păcatului și a faptelor mele. Dar ce s-a întâmplat este că omul ăsta a fost așa de insistent încât a venit încă o dată și încă o dată și încă o dată. Și prima mea experiență cu Duhul lui Dumnezeu cel Sfânt a fost într-un context oarecum, să spun așa, foarte, foarte ciudat. De ce? Pentru că eu ieșisem din ortodoxis, din religie, din tradiții, și am ajuns într-o localitate, într-o zonă unde era plină de ocultism. Și acolo, în timp ce omul ăsta predica Evanghelia lui Iisus Hristos, a venit o femeie care era vrăjitoare și a început să-l blesteme și să strige spre el. Și noi știam puterea acestei femei, pentru că pusese blesteme peste oameni care muriseră și divorțaseră și ajunseseră să facă accidente. Și pentru prima oară în viața mea am văzut un om care nu s-a temut de această femeie. Mi-aduc și acum aminte că și-a închis Biblia, pentru că el citea din Biblie, ne citea versete biblice, cu toate că noi nu vrem să-l ascultăm. A ridicat o mână în sus și a început să se roage. Și am văzut-o pe vrăjitoarea asta cum a fugit. Auzindu-l cum vorbea într-o limbă străină de limba română, l-am întrebat: ce se întâmplă? Și el mi-a spus: aceasta este vorbirea în alte limbi. Este unul din darurile Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dar mai departe de asta, Duhul Sfânt m-a sensibilizat și acolo, în genunchi, pe o stradă în Craiova, mi-am predat viața lui Hristos și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a venit și m-a umplut și pe mine și mi-a dat speranță.
Nu aveam speranță nici măcar pentru ziua de mâine, dar apoi pentru viitor. Nu aveam predictibilitate că o să trăiesc mâine, dar apoi pentru viitor. Nu aveam predictibilitate că o să rămân în libertate. Pentru că găștile în care și anturajele în care ne învârteam nu erau oameni buni, nu erau oameni cu teamă de Dumnezeu, ci oameni fără teamă de Dumnezeu. Însă Duhul Sfânt m-a atins într-un așa mod în ziua aia și în zilele următoare, încă toată viața mea a fost dată peste cap și reorganizată după voia cerului. Amin. Vreau să vă spun că de atunci au trecut mulți ani și acest Duh Sfânt mă umple mereu pentru că am nevoie de El mereu. Nu știu câți dintre voi vă luptați cu toate curentele astea noi care au apărut. Dezvoltare personală, religia asta nouă. E bine să te dezvolți personal dacă îl slujești pe Domnul. Da? Strategie, marketing. De 30 de ani văd cum biserica încearcă să inventeze programe și să facă lucrarea lui Dumnezeu prin metode omenești. Dar mi-am citit în Scriptură odată, atunci când omul lui Dumnezeu Moise a încercat să rezolve problema în stilul lui, n-a ieșit bine. N-a ieșit bine. A trebuit să fugă, să se ascundă într-un pustiu 40 de ani, pentru că lucrarea lui Dumnezeu se rezolvă doar cu metodele lui Dumnezeu. Amin? Spuneți amin dacă sunteți de acord. Amin. Și eu am înțeles în ziua aia ceva. Băiatul ar fi putut să-mi spună orice din filozofie, psihologie, medicină, știință, absolut orice. Când eu am văzut puterea Duhului Sfânt manifestată în mod direct, live, pentru mine, împotriva acestei vrăjitoare care slujea întunericul și pe Satana, pentru mine a fost de ajuns. Există Dumnezeu. Credeam și înainte că există. Numai nu văzusem puterea Lui la lucru în viața mea și despre asta este vorba cu venirea Duhului Sfânt. Domnul Hristos ne-a făcut o promisiune, nu vă voi lăsa orfani. El nu vrea ca să mergi singur. Noi ne naștem orfani, fără Hristos cu toții suntem orfani și aici începe povestea noastră. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit să cumpere, da? Să plătească prețul pentru mântuirea noastră. Însă, la plecarea Lui, s-a întâmplat cel mai extraordinar eveniment. Știți care a fost ăsta? A treia persoană a Trinității a coborât și are foarte, 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 foarte multe funcții și roluri în viața copilului lui Dumnezeu. Numărul 1, ne înfiază, nu ne va lăsa orfani, suntem înfiați prin Duh, amin? 2, ne botează, ne umple, ne călăuzește, ne mângâie, administrează darurile lui Dumnezeu. Acest Duh Sfânt de care vorbim, oameni buni, nu e o poveste, este o persoană. Vreau să mergem la Scriptură și să vedem cum lucrează Dumnezeu. Vă aduceți aminte când în Faptele Apostolilor, pentru că Faptele Apostolilor e o carte fabuloasă, o citeam săptămâna trecută și efectiv simțeam că explodez. Și am zis, Doamne, dacă ar citi copiii Tăi cuvântul, plin de puterea Duhului Sfânt, pentru că cuvântul e viu și lucrător. Și aici în Fapte spune Scriptura, în Fapte capitolul 2, aș lua-o chiar din 1, vreau să vă citesc doar un verset din capitolul 1, spune Domnul Hristos așa în versetul 4, 1 cu 4, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis, ați auzit-o de la mine. Tu știi că Duhul Sfânt este promisiunea lui Dumnezeu? Duhul Sfânt nu e o invenție omenească, nu e o invenție penticostală, avem nevoie de Duhul Sfânt să vorbim în alte limbi, să ne simțim bine, sau o invenție carismatică. Este promisiunea lui Dumnezeu, spune cu glas tare, este promisiunea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt e intenția și voia lui Dumnezeu, pentru că noi nu putem fără El. Și le spune Domnul Hristos, mă, oameni buni, mergeți acolo, rugați-vă, pentru că acest Duh Sfânt, această persoană, să vină peste viața voastră și atunci când va veni, vă va da o putere, pentru că El nu e o putere, El e o persoană, dar îți va da putere ca să fiți martori. Amin. Știți de ce sunt așa puțini martori? Nu martorii lui Iehova. Martori ai învierii lui Hristos, spune Scriptura. Trebuie să fii martori ai învierii, pentru că prea puțini creștini, copii ai lui Dumnezeu, mai sunt astăzi umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În Fapte capitolul 2 spune Scriptura, în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Vedeți cum noi am venit aici toți. Ar mai fi trebuit, dar suntem destui. Și atunci când ne adunăm împreună să chemăm numele Domnului, ce se întâmplă? Cum spunea pastorul Filip, El este prezent acolo. Pentru că așa a promis. Unde doi sau trei. Noi suntem mult mai mulți decât doi sau trei. Deci pregătiți-vă că s-ar putea să experimentăm o tornadă, o vijelie a Duhului Sfânt aici. Eu am venit cu așteptări la Cluj. Nu știu cum ați venit voi.
obosit, dar cu așteptări. Nu de la mine, de la El. Amin? Și spune Scriptura, deodată a venit din cer un sunet, ca vujuit unui vânt puternic, a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei, s-a așezat câte una pe fiecare din ei și toți, versetul 4, dacă poți să mi-l pui, Fapte 2 cu 4. Nu? Îl citesc eu. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Incredibil. Să știți, oameni buni, am venit să vă spun în dimineața, în seara asta, și să vă împărtășesc un gând. Călăuzirea sau venirea Duhului Sfânt în viața creștinilor n-a fost un eveniment unic. El s-a repetat pe parcursul cărții Fapte, s-a repetat și a doua umplere, pentru că aici a fost vorba de prima umplere, a fost în Fapte capitolul 4. Atunci când ucenicii erau amenințați, când venea persecuția și Scriptura spune că ei erau din nou în același loc și ce se întâmplă? Ei laudau pe Dumnezeu, da? Erau în același loc și ce se întâmplă? Dumnezeu a trimis din nou Duhul Sfânt peste ei, știi ce? Aș vrea să ne gândim un pic. Cât ne mai trebuie să ne trezim? Cât ne mai trebuie? Cât ne mai trebuie să ne trezim ca biserică? Să înțelegem că 30 de ani de programe n-au dus prea multă roadă. 30 de ani de marketing și inginerii și filozofii omenești nu mântuiesc prea mulți oameni. Cât ne mai trebuie? Eu când m-am întors la Dumnezeu, omule, frate, venit din Australia, Domnul să te binecuvânteze, n-am avut nici program de reabilitare de droguri, nici program de reabilitare, nu m-au dus ăștia nici la Asociația Alcoolicilor Anonimi, pentru că nu era. Singurul lucru care l-am avut a fost Biblia, cuvântul și puterea Duhului Sfânt, și aia a fost de ajuns să mă transforme, să-mi zguduie viața, să-mi o rearanjeze și să mă ducă în planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Amin! Astăzi avem atâtea informații pe internet și plin de predici și de cântece și nu ne mai mișcă nimic. Suntem ca biscuiții uscați, te uiți la copiii Domnului, sunt uscați, n-au viață, n-au putere. Și unii se bat cu pumnul în piept, băi, noi avem secretul la baptiști, băi, cuvântul. Da, cuvântul e necesar. Penticostalii se bat cei cu cărămida în piept, vorbirea în alte limbi și botezul cu Duhul Sfânt, și ăla e necesar. Ăia de la creștini după Evanghelie au și ei filozofia lor, ortodoxii au pe lor, greco-catolici pe lor, dar știi care, cine spune adevărul? Nu eu, Biblia spune adevărul. Avem nevoie de cuvânt și avem nevoie de Duhul Sfânt, amin? Pentru că cuvântul și Duhul lucrează împreună în viața copilului Dumnezeu. Eu mă rog ca Dumnezeu să vă întărească astăzi și să vă dea mai mult din El, amin? Îmi place ce spune Scriptura în Fapte. Și aș vrea să iau așa câteva versete să le citesc, dar aș vrea să vă provoc la ceva. Gândiți-vă un pic. Dacă metodele care le-am folosit nu aduc niciun rod, de ce le mai folosim? Eu vă spun sincer, eu azi n-am venit la un program aici. Eu urăsc programele. Urăsc performanța, urăsc duhul ăsta de performanță care a intrat în biserică. Eu am venit să mă întâlnesc cu Hristos aici. Eu am venit ca împreună cu voi să-i cânt lui Dumnezeu cel viu și adevărat și El să coboare și să mă atingă. Să plec de aici schimbat, chiar dacă sunt obosit, chiar dacă trupul meu e obosit și al vostru, plecăm înviorați. Dimineața la Baia Mare am experimentat acolo o putere a Duhului extraordinară. Oamenii au venit obosiți de pe toate drumurile, de pe toate căile, atacați financiar, în familie, în toate părțile și toți am început să plângem înaintea lui Dumnezeu. Și știi ce? Doamne, atinge-ne din nou, ne atingi din nou. Pentru că atunci când tu te apropii cu credință, Dumnezeu lucrează. Îmi place ce spune Scriptura aici, că făgăduința asta este nu numai pentru ei, dar și pentru copiilor și pentru toți cei care sunt departe, cum spunea Petru, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Vreau să știi că Dumnezeu ce a promis va împlini, dar noi trebuie să ne facem partea ca biserică, amin? Trebuie să începem să lăsăm marketingul, să lăsăm dezvoltarea personală, aia e bună dacă o supui lui Hristos. Să lăsăm psihologia și filozofia, că psihologia nu mișcă și nu transformă nicio muscă. Nimic. Dacă nu ne atinge Duhul Sfânt, oameni buni, ca biserică, suntem pierduți. Dacă Duhul Sfânt nu ne umple din nou și noi nu mergem să fim umpluți, suntem pierduți. Și știi ce am observat? În ultimii ani, creștinii merg cu rezervorul gol. Eu te întreb, de câte ori îți faci plinul la mașină pe lună? De câte ori? O dată? Ți-ai cumpărat mașină și ți-ai făcut un plin și după aia mergi? Nu. Trebuie să mergi la pompă
cam o dată pe săptămână, depinde cât mergi. Dacă mergi ca mine mai mult, trebuie să mergi mai repede decât o dată pe săptămână. Dacă mergi mai puțin, depinde câți kilometri faci. Așa e și cu Duhul Sfânt. Pe parcursul cărții Faptele Apostolilor, oameni buni, ce se întâmplă aici e un miracol. Duhul Sfânt a coborât peste ucenici de mai multe ori. Prima prioritate a bisericii, acolo în Fapte 4, când s-a dus Filip în Samaria și a pornit trezirea, spune Scriptura ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Prima dată v-am spus, în Fapte 4, Petru și Ioan ajung în fața Sinedrului și Biblia spune în versetul 31, după ce s-au rugat ei, s-au cutremurat locul unde erau adunați și toți s-au umplut din nou de Duhul Sfânt. Vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu putere. Vezi tu, umplerea Duhului Sfânt n-a fost doar în Fapte 2, a fost prima, cum să zic, aș folosi eu un cuvânt, dar prima șarjă. Aș spune, da? Prima salvă. Dar Duhul Sfânt continuă să coboare în Fapte capitolul 4. Îmi place atât de mult că în timp ce ei, spune Scriptura, se rugau. Ce trebuie să faci ca să vină Domnul? Cineva spunea rugăciune, altul spune smerenie, altul spune laudă. E adevărat, noi trebuie să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, să ne recunoaștem falimentul. Oameni buni, ca biserică suntem într-un loc unde n-am crezut că o să ajungem niciodată. Foarte mult compromis, foarte multă duplicitate, foarte mulți oameni descurajați, foarte mulți creștini slabi care când vine luni un vânt mic, ei au căzut de la credință. Dar știți de ce? Pentru că noi am uitat ce spune cartea lui Dumnezeu. Noi am uitat de puterea Duhului Sfânt. Păi dacă e puterea Duhului Sfânt, nu e puterea ta, e puterea Duhului Sfânt. Îmi place ce spune Scriptura, că ei s-au adunat din nou, s-au rugat și a venit Duhul Sfânt peste ei și asta e a doua umplere. Duhul Sfânt nu vrea să te umple o singură dată. El vrea să continue să te umple pe parcursul vieții tale de creștin. Amin? Pentru că ai nevoie, nu poți să mergi cu rezervorul tău spiritual gol. Vezi că vii la biserică, începi să lauzi pe Domnul, te entuziasmezi, pleci înviorat și luni, aterizezi. Și ce ai nevoie luni? Ai nevoie de o nouă umplere. Ai nevoie de un nou har. Ai nevoie de un nou ajutor. Mi-aduc aminte când m-am întors la Domnul, n-am știut că pot să fiu umplut de mai multe ori și după ce am fost umplut odată și mi s-a terminat benzina, cum se spune, m-am dus la un pastor și l-am întrebat, pastore, ce fac? S-a cam terminat pasiunea, s-a cam terminat benzina. Și el a zis, citește Scriptura. Păi zic, asta citesc. Mai e nevoie de ceva, zic, simt nevoie de putere, simt nevoie de ceva. Și atunci am realizat că Duhul Sfânt, care poate să aducă un foc în viața mea și o pasiune în viața mea, are nevoie de Scriptură, pentru că El niciodată nu vine într-un altar gol. Tu trebuie să fii un creștin predat. Sunt foarte mulți creștini care nu s-au predat, sunt foarte mulți oameni care stau duminică de duminică în scaunele bisericii și ei nu și-au predat viața niciodată cu adevărat lui Hristos. Ei vor doar mântuirea lui Hristos, nu și stăpânirea lui Hristos. Dar în momentul când tu împlinești Roman capitolul 12 și vii și te predai, știi ce se întâmplă? Duhul Sfânt trimite focul peste viața ta. Îmi spunea cineva, frate Sani, stă atât de uscat că-s ca un biscuite. Slavă Domnului că ești uscat. Înseamnă că o sarzi mai bine. Dar cere puterea Duhului Sfânt peste tine. Amin? Dacă ești uscat, nu trebuie să rămâi uscat. Îmi place ce spune în capitolul 6. Spune că Duhul Sfânt a fost acolo în administrarea problemelor și gestionarea problemelor. Și știi ce? Ai probleme? Eu am probleme. Tu ai probleme. Ai neajunsuri. Ai frici. Ai îngrijorări. Ai lucruri cu care te confrunți. Ai munți în fața ta care zici, Doamne, nu știu dacă ăsta o să-l mai întrec vreodată. Ai handicapuri în viața ta fizică sau psihică? Sau ai handicapuri financiare? Vreau să spun că Dumnezeu vrea să fie implicat și acolo. Eu văd pe un Duh Sfânt, pe un Dumnezeu care El este implicat în viața apostolilor în fiecare aspect. În călăuzire, în administrare, în mandatare, pentru că acolo în Fapte 13 spune că se rugau toți și ce s-a întâmplat? Duhul Sfânt a spus, ce a spus? Puneți-mi-l deoparte pe Barnaba și pe Pavel să-i trimit. Și Duhul Sfânt le-a zis, când ți-a zis Duhul Sfânt în ultima oră să faci ceva? Îți spun altă întrebare, când l-ai auzit pe Duhul Sfânt ultima oră, fă acest lucru. Știi de ce nu-l mai auzim? Pentru că ascultăm foarte mult de vocea strategiei omenești. Ascultăm foarte mult informație, dar nu avem revelație. Era un apostol pe nume Pavel, nu-i lipsea nimic. Un om care era un om religios, dacă ai fi să cauți un om religios, ăla era un om religios. Spune el mărturia lui despre el în Corinteni, în ceea ce privește
religia fără prihană. Omul ăsta era un om învățat, un om care știa limbi străine, un om educat, un gigant, da? Era un om, un om care cunoștea filozofie, poezie, cum am spune, un gigant al antichității. A scris 3 sferturi din Noul Testament. Și apostolul Pavel, cât era el de tare, cât de multă cunoștință avea, cât de multă strategie avea, nu au fost de ajuns ca să-L slujească pe Dumnezeu. Toată religiunea lui și tot ritul lui și toate tradițiile lui l-au transformat într-un persecutor. Până într-o zi, în Fapte capitolul 9, când mergea pe drum spre Damasc, și spune Scriptura, citește ce spune. Pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. Vezi că poți să fii religios și să n-ai lumină? Tot în Faptele Apostolilor spune Scriptura că în timp ce Pavel propovăduia, Lidia, care era o temătoare de Dumnezeu, nu-L cunoștea pe Hristos, dar Dumnezeu i-a deschis mintea să primească propovăduirea lui Pavel. Până nu-ți deschide Dumnezeu mintea să primești lumină, nu vezi. Poți să vii la biserică, poți să faci toate riturile posibile, poți să dai bani, poți să dai în zecioală, poți să faci lucruri bune, poți să vii să te rogi. Dacă Dumnezeu nu ne luminează, oameni buni, suntem pierduți. Pavel, apostolul, zice că a fost luminat, a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, vezi, întâi vine lumina și după aia auzi glasul. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne, a răspuns el și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Versetul 6, tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Dacă e un strigăt care generația noastră trebuie să-l aducă înaintea lui Dumnezeu, este acest strigăt, Doamne, ce vrei să fac? Pentru că atâta timp cât tu știi, Dumnezeu nu poate să intervină. Atâta timp cât tu îți conduci viața prin tot felul de strategii, Dumnezeu nu poate să te ajute. Atâta timp cât tu spui, sunt deștept, am logică, spunea un tip, băi, mie nu-mi trebuie Duhul Sfânt, eu am creier în cap, adică gândesc pentru mine. Atâta timp cât tu spui că gândești, e bine să gândești, dar supune-ți mintea lui Dumnezeu, poate mintea ta nu e o minte înnoită. Ai ajuns la punctul ăsta ca și Pavel? Să zici, Doamne, ce vrei să fac? Doamne, spune-mi ce vrei să fac, că nu-mi iese. Am încercat aici, nu-mi iese. Aici sunt falimentar, în relația cu mama sunt falimentar, în relația cu soția sunt falimentar, în relația cu soțul sunt falimentar, în relația cu prietenii sunt falimentar, mă porc ca un sălbatic, Doamne, ce vrei să fac? În relația cu biserica, în relația cu tine falimentez, Doamne, spune-mi ce vrei să fac? Și Domnul îi spune, intră în cetate și ți se va spune ce să faci. Și aș vrea să sărim la versetul 17. Dumnezeu trimite un ucenic la el. Anania a plecat și după ce a intrat în casă și a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saul, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul care veneai. Spuneți cu mine, Domnul Iisus. Vedeți cine l-a trimis pe Anania? Domnul Iisus. De ce? Pentru două lucruri. M-a trimis ca să capăți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Eu vă întreb, e importantă umplerea cu Duhul Sfânt? Dacă Domnul Hristos l-a trimis pe Anania, la apostolul Pavel, următor, da? Cel care urma să devină apostolul Pavel și prioritatea a fost să-l vindece, da? Să cadă solzii de pe ochi și să-l umple de Duh. Nu să învețe mai mult, nu să-l trimită la altă școală de teologie. Poate că pentru unii dintre voi ați fi tentat să spuneți, bă omule, tu predici o doctrină penticostală, fraților, asta e Scriptura. Vreau să vă spun ceva, eu m-am întors de la ortodoxi și n-am venit la penticostal, la carismatici, baptiști sau creștini după Evanghelie sau să învăț o altă religie. Eu am venit la Hristos. Eu am venit la un Dumnezeu viu și adevărat, un Dumnezeu viu și adevărat care vorbește, care mă conduce, care mă mângâie, care mă transformă, care îmi iartă păcatele, îmi salvează sufletul și mă umple de Duhul Lui. Pentru că eu nu îmi sunt de ajuns. Am fost nefericit cu mine, cum ești și tu nefericit cu tine, până m-a atins puterea Duhului Sfânt. Am fost dezamăgit de mine, am eșuat, am dat faliment după faliment, cum ești tu? Și știi de ce? Pentru că n-am cerut ajutorul. Până într-o zi în care o soră bătrână mi-a zis, maică, era olteancă, nu trebuie să trăiești fără Duhul Sfânt. Trebuie să-L chem în fiecare zi. Și am zis, a, serios? N-am știut că pot să-L mai chem odată. Și m-am dus acasă, m-am pus în genunchi și am zis, Duhule Sfânt, am nevoie de tine. Spune-mi ce vrei să fac. Și Duhul Sfânt m-a umplut acolo. A plecat disperarea. A plecat supărarea. A venit o bucurie de nedescris peste mine.
A venit o bucurie și o pace care nu mi-o puteam explica. Am început să dorm, în sfârșit să dorm după ani de zile de lipsă de somn, pentru că nu puteam să dorm, eram torturat de cel rău în timpul somnului. Am început să dorm, de ce? Pentru că venise Duhul Sfânt în viața mea. Și El nu vrea să vină odată, vedeți, prioritatea numărul unu al Onania, dar dată de Hristos, a fost du-te și roagă-te pentru vindecare și să fie umplut de Duh Sfânt. Eu vreau să te întreb, tu umbli plin sau umbli gol? Dacă Petru a fost plin de Duh, Filip a fost plin de Duh, Barnaba a fost plin de Duh, Ștefan a fost plin de Duh, toți apostolii, spuneți Sfântul, toți au fost umpluți de Duh și nu odată. Tu cum trebuie să fii? Întrebare, crezi că faci excepție de la regulă? Îți spun, crede-mă, când vezi un om plin de Duh, îl recunoști. E un Duh care are bucurie, e un Duh care are pasiune, e un Duh care are foc, e un om care are mulțumire în viața lui, pentru că umplerea Duhului, plinătatea Duhului produce mulțumire în tine. Nu-ți mai trebuie ce are lumea pe internet, pentru că tu ești mulțumit pentru toate lucrurile. Îi mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Ți se schimbă perspectiva de viață. Când ai un iaurt în frigider, îl mănânci cu bucurie. Și zici, slavă ție, Tată, că am un iaurt în frigider. Când nu ești umplut de Duh, știi ce spui? Am frigiderul gol. N-am decât un iaurt. Dacă n-ai Duhul Sfânt în tine și ești plin de Duh, știi ce spui? Am un iaurt în frigider. Când nu ești plin de Duhul Sfânt, ești nemulțumitor tot timpul și vezi și poftești ce au alții și zici, n-am decât 300 de lei în buzunar sau n-am decât 30 de lei. Când îl ai pe Duhul Sfânt și ești plin de mulțumire, știi ce zici? Mulțumesc Domnului că n-am buzunarul gol, am 30 de lei în buzunar. Ți se schimbă perspectiva. Când ești plin de Duh, spui, Doamne, îți mulțumesc pentru partenerul meu de viață, așa cum e el. Când nu ești plin de Duh, știi ce spui? Doamne, ia-o pe asta de aici, mântuiește-mă, salvează-mă. Sau ia-l pe ăsta, Doamne, transformă-l Tu, Iisuse, ia-l acasă. Să știți că au fost rugăciuni de astea, s-au rugat oamenii așa. Dacă nu ești plin de Duh, știi ce spui? Tată, îți mulțumesc pentru partenerul meu de viață. Nu-i perfect, dar și eu le-am pe ale mele. Avem amândoi nevoie de tine. Să știi că plinătatea Duhului te transformă. Primul lucru care l-am observat când m-a umplut Duhul Sfânt, n-am mai vrut să fiu cu anturajul meu. Am spus, nu mai pot să fiu cu băieții ăștia. Nu mai aparțin acestui lume de întuneric, nu mai aparțin anturajelor. Am plecat, mi-aduc și acum aminte, m-a umplut Duhul Sfânt și nu știam ce să fac, că nu mi-a zis nimeni. N-aveam așa biserici cum sunt astăzi în România. Și m-am dus acolo într-un club unde erau toți prietenii mei, gașca mea, și ăștia mi-au zis, ce faci, bă, trancă? Hai să-ți băgăm la aparate, la păcănele. Era acolo fum de tăiai cu sabia. Și deodată am zis, oameni buni, eu nu mai pot să fiu cu voi. Păi zice, tu ai nebunit? Cum să nu mai fii cu noi? Tu ești familia noastră de la 6 ani. Ce s-a întâmplat cu tine? Nu mai pot să fiu cu voi. Și am plecat pe drum, mi-aduc și acum aminte, spre casa tatălui meu și râdeam și lăudam pe Domnul și mulțumeam lui Dumnezeu. Vezi tu, când Dumnezeu te umple, începi să se vadă roadele. Și am spus, Doamne, cum lucrezi Tu? Și mi-a spus, eu sunt ca și curentul prin perete. Tu nu mă vezi, dar vezi roadele. Apostolii au fost plini de Duh. Îmi place de Anania că s-a dus și s-a rugat pentru Pavel să fie plin de Duh. Aș vrea să vă mai citesc câteva versete să înțelegeți că este o prioritate. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, pentru că Petru a mers în casa lui Corneliu, un roman, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Iată un indiciu, atunci când asculți cuvântul, atunci când te duci să studiezi cuvântul lui Dumnezeu, tu singur, nu cu biserica, tu singur acasă, poate în privat, ce se întâmplă? Sau chiar aici în biserică, în timp ce asculți cuvântul, Duhul Sfânt poate să coboare, să-ți dea o umplere și deodată te simți eliberat și nu știi ce ai făcut. Îmi place. Și spune Scriptura, toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul, spune amin. Fapte, capitolul 13. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi-l deoparte pe Barnaba și Saul. Mai departe spune, Duhul nu i-a dat voie lui Pavel să intre în Betinia. Duhul lui Hristos nu l-a lăsat să intre. Vedeți? Noi nu, cum să zic, am ajuns la un moment încât religia noastră e mai importantă decât cât spune Scriptura. Îmi spunea un frate, zice, frate Sani, eu știu ce scrie acolo, dar noi așa facem. La noi așa se face. Eu știu ce scrie aici, dar noi așa am învățat, noi așa am crescut. Și eu dacă m-am născut așa, trebuie să mor așa. Nu, fraților. Noi, viața noastră trebuie să ne conducem după cuvântul lui Dumnezeu. Amin?
toate etapele vieții noastre ar trebui să fie conduse și inițiate de Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt folosește Cuvântul în viața noastră. Nu poți să spui așa am învățat, dacă așa ai crescut și eu am fost învățat să mă închin lui Paraschiva. Și eu am învățat să pup oasele. Nu înseamnă că trebuie să rămân la oase. Când am venit la lumina adevărată, la Domnul Hristos, adevărul m-a eliberat de oase. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este aici, să știți. Îmi place cum spune Scriptura într-un din versete și aș vrea să rămân aici la asta. Spune Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea în toată țara. Versetul 49 din capitolul 13. Și spune, Barnaba și Pavel și-au scuturat praful de pe picioare împotriva lor, celor din Iconia, că n-au ascultat cuvântul. În acest timp, ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Care sunt, sau ce ai da, ca în seara asta să pleci să fii un om total transformat? Când te duci acasă, familia să zică, băi, unde ai fost, la ce biserică, Sfânta Treime? Băi, ce ți-au făcut ei acolo? Zice, de ce? Nu știu, dar strălucești. Mi-aduc aminte, după ce m-a umplut Duhul Sfânt, m-am dus, eram la liceu. În clasa 10-a rămăsesem la 12 din 13 obiecte, am venit în clasa 11-a la liceu. Eu am avut un caiet, toată școala, era în spate, toate femeile de serviciu știau că e caietul lui Trancă, nu era scris nimic pe el, dar era al meu. Și m-am întors la Domnul, m-a umplut Duhul Sfânt și aveam doi frați care au fost cu mine din clasa 1 până în 12-a și erau gemeni și pe ăștia îi băteam tot timpul. Când mi-i prindeam, cum îi băteam. Și știi ce se întâmplă? În sfârșit, Trancă-i transformat de Dumnezeu. Umplut de Duhul Sfânt și îmi iau un Nou Testament, îmi dă de la biserică și îl iau cu mine și încep să-l citesc. Și merg pe coridor, așa cercetat de Domnul, mă gândeam, Doamne, ce minunat ești Tu, ce fain e să fiu liber de dependență de alcool, de țigări, de violență, ce fain că mi-ai mântuit viața. Și frații ăștia se jucau și alergau și deodată m-au lovit și mi-a sărit Noul Testament din mână. Și automat o sărit săraci în genunchi, te rugăm frumos să ne ierți. Moile, fiilor, ridicați-vă, Hristos ne-a iertat pe toți. Ăștia șocați. S-o duc și-o spus la toată școala, păi s-a pocăit Trancă. Îți dai seama că nimeni nu credea. Ce înseamnă că s-a pocăit Trancă? Deci vreau să înțelegeți așa. Uitați-vă la mine. Eu eram un om atât de violent încât nu vă vine să credeți. Eu am bătut profesor, era să-l arunc pe unul de la etaj. De la etajul 2, s-o arunc pe profesoară pe geam. Am dat foc la cancelarie, eram violent din calea afară, eram mânat de cel rău. Când eu m-am pocăit, când m-a umplut Duhul Sfânt cu dragostea Lui, s-a întâmplat ceva în clasă, că de obicei orele știți cum erau? Picioane în bănci, în jurături, spipări, mă urcam pe bancă, săream la profesor. Și deodată liniște. Intră profesoara și după vreo jumătate de oră se oprește și Trancă-i la școală? Și eu nici nu auzeam. Eu citeam, eram pe la Evanghelia după Matei. Și toți cu... Citește Biblia în ultima bancă. Lăsați-l, nu-l deranjați. 5. Și tot profesorii care au zis că m-am pocăit, vreau să mă vadă, pentru că eu eram ăla, elevul ăla, eu și cu încă unul, scoși în fiecare an în careu exemple negative. Deschidea ușa să-l vadă pe Trancă. Da, mă, stă liniștit, mă. Ce s-a întâmplat cu el? Și că s-a pocăit, s-a dus la pocăiți. Ce i-a făcut ăia? Nu știm ce i-a făcut, dar stă liniștit. Și au început notele mele să crească. A început bucuria mea să crească, mi-am împăcat cu părinții, m-am împăcat cu profesorii, m-am împăcat cu studenții, cu colegii mei de clasă, da? Am început să mă rog pentru oameni și oamenii să fie vindecați. Duhul Sfânt mă umplea din zi în zi. Eu am înțeles că umblarea cu Hristos nu e ceva religios, pentru că eu venisem din religie și oameni buni. Iertați-mă că vă spun, religia mea e mai tare ca a voastră. Religia mea ortodoxă era mai tare ca a voastră. Eu am venit să mă întâlnesc cu Dumnezeu și să umblu cu El ca și Enoch. Amin? Eu cu El am venit. Știi de ce am plecat din religie? Pentru că nu era de ajuns. Religia nu-mi dădea bucurie, religia nu mă mântuia, religia nu m-a transformat, nu m-a eliberat de păcat. Eram același om, chiar dacă mergeam la biserică, chiar dacă mă rugam sfinților. Însă atunci când l-am întâlnit pe Hristos, viața mea s-a transformat. Duhul Sfânt a venit în viața mea și este prezent și acum și știu că ești în viața ta prezent. Nu mă îndoiesc de asta, mă îndoiesc de altceva. Dacă tu mergi cu rezervorul plin sau cu el gol. Faptele Apostolilor, vă provoc să o citiți săptămâna asta, ascultați-mă, după ce veți citi Faptele Apostolilor, nu contează că stai la casă sau la bloc, o să deschizi porțile și o să fugi pe stradă să evanghelizezi pe cineva. Că nu o să mai reziști. Când o să vezi că puterea Duhului Sfânt le-a fost dată ca să fie martor, să predice cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Și când ești umplut de Duh, n-ai cum să vii la biserică să stai așa să mestești gumă, n-ai cum! Pentru că tu ești plin de viață.
Diavolul știi ce vrea să facă cu tine și cu mine? Să ne tragă firul din priză, să ne taie de la sursă, să ne taie de la pompă, ca să n-ai forța aia, să n-ai vitalitatea aia, să n-ai dinamis în tine, să nu poți să mergi, să fii un om plin de viață, plin de putere, plin de pasiune. Întreabă-mă cum am rezistat 29 de ani. Două lucruri am făcut constant. Citirea cuvântului și rugăciune, a venit puterea Duhului Sfânt peste mine. Au fost oameni, și spuneam și dimineață, care puneau pariu. Bă, 10 ani îl ține și ăsta cedează, decade de la credință. După 10 ani au pus pe încă 5. După 5 au pus pe încă 5, 20. După 20 au renunțat că pierdeau banii. Nu cu mine puneau pariu, între ei. Imaginați-vă că există și oameni din ăștia. Dar știi ce? Eu știu un lucru, de câte ori îl chem, el vine. Pentru că mi-este tată. Nu spun că de câte ori îl chem îmi rezolvă prostiile și problemele. Dar de câte ori îl chem, el vine. El mă mângâie pentru că rolul lui este să te mângâie. Rolul lui este să te călăuzească. Rolul lui este să te învețe. El este învățătorul, amin? Cineva spunea, frate Sani, mi-a dat Dumnezeu boală să mă învețe. Zic, prietene, am fost bolnav. Am fost operat, am fost bătut. Nu m-a învățat nimic boala, am fost mai rău după aia. Dumnezeu nu te învață prin boală. Cu toate că poate să o folosească să înveți ceva din ea, Dumnezeu te învață prin învățătorul care l-a trimis prin Duhul Sfânt. Oameni buni, Biserica Domnului Iisus Hristos, sunteți foarte tari. Vă iubesc cu dragostea Domnului. Dar vreau să vă întreb, vreți să continuați încă 15 ani, încă 20 de ani să mergeți așa fără Duhul Sfânt? Fără Cuvântul lui Dumnezeu în viața voastră? Sau vreți să faceți lucrurile biblic? Pentru că vă spun ceva, deștepți am fost destul. De 30 de ani încoace încercăm să facem biserici și credeți-mă, ce văd eu? Pentru că eu călătoresc destul de mult. Am 2500 de kilometri acum într-o săptămână de ce a făcut. Am fost în Constanța, Oradea, Constanța, Suceava, Baia Mare, suntem aici. De aici mergem înapoi la Oradea. Și ce vedem noi? Toți păstorii zic la fel. Frate Sani, nu funcționează. Marketingul nu funcționează. Viurile nu funcționează. Aia nu mai funcționează. Trebuie să ne întoarcem la Scripturi. N-am auzit ce a spus. Trebuie să ne întoarcem la plinătatea Duhului. Dacă Pavel a fost umplut de Duhul în mai multe secvențe, apostolii au fost umpluți în mai multe secvențe, Petru a fost umplut de 3 ori în 4 capitole, Petru. Imaginează-ți, noi cum trebuie să umblăm? Plinătatea Duhului nu este pentru duminică. Este pentru fiecare zi a săptămânii, amin? Un tânăr mi-a spus, n-aș vrea să-L stresez pe Dumnezeu să mă umple prea mult, că nu vreau să rămână fără benzină. Zic, copilul, nu știi pe Domnul. Domnul este inepuizabil. Nu-L stresezi, du-te la El. Nu-ți mai lăsa îngrijorările la ușă. Când auzi predicatorul de ăștia, lasă-ți îngrijorările la ușă să nu-i asculți, că nu vorbesc din Biblie. Scriptura spune, ajung că îngrijorările asupra Lui și El însuși se va îngriji de ele. Din ce Biblie o fi citit ăștia? Lasă-ți îngrijorările fraților la ușă. Unde? La care ușă? Și ale după aia? Nu, îngrijorările trebuie să meargă la El, pentru că El vrea să-ți dea pace. Vreau să te provoc în seara asta la o umblare plină de Duh. Nu am ales subiectul ăsta doar pentru că e notă cu sărbătoarea de Rusalei, da? Subiectul ăsta e biblic, mai biblic decât orice subiect l-ați fi putut auzi voi sau eu. Și știi ce mă intercem, ce mă șochează pe mine? Că Dumnezeu prin Duhul Sfânt a pus faptele apostolilor exact după plecarea Domnului și înălțarea Lui. De ce? Ca să ne tragă un semnal de alarmă, biserică, stați acolo până primiți puterea și plinătatea Duhului, căci nu veți putea să mă slujiți fără El. Nu mai am timp să menționez în epistole de câte ori Pavel vorbește, Petru vorbește, Ioan vorbește, dar în special Pavel de plinătatea Duhului, da? Fiți plini de Duh, umblați călăuziți de Duh. Duhul Sfânt mi-a spus odată, Sănică, biserica mă ia de fraier. Și am zis, Doamne, cum? Am făcut și eu asta, te rog să mă ierți. Biserica crede că eu am venit să dau sugestii. Eu n-am venit să dau sugestii, eu sunt Dumnezeu, eu vin să dau porunci. Tu crezi că când Dumnezeu zice, dă-i, fii darnic, e o sugestie? Când tu crezi că atunci când Dumnezeu zice, iartă-ți partenerul de viață, e o sugestie? Când Dumnezeu zice, iartă-ți părinții, cinstește-ți părinții, e o sugestie, nu e o poruncă. Biblia dă porunci, nu sugestii, amin? Biblia dă porunci. Și una din porunci, și la asta vreau să mă opresc în seara asta, este în Efeseni, capitolul 5. Aș vrea să vă citesc. Știu că toți aveți Biblii, dacă nu fizice, măcar pe telefon.
Vreau să vedeți care este porunca. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vedeți ce termen și ce verb folosește Pavel? Așa e și în original. Continuați să vă umpleți, să cereți umplerea, continuați să fiți plini, căutați plinătatea Duhului, fiți plini, e prezentul continuu, fiți plini. Luni, fii plin. Marți, nu am fost plin. Iar fii plin. Miercuri, nu am fost luni și marți. Trebuie să fiu plin. Duhul Sfânt, umple-mă din nou. Pentru că tu vei trece prin etape, vei trece prin circumstanțe unde vei sta și vei fi atât de provocat de lumea aceasta și de cel rău, încât fără puterea lui Dumnezeu în viața ta nu vei putea. Vei eșua. Și vei veni aici duminică și vei zice, frate Filip, să poate o rugăciune. Umple-te de Duhul Sfânt. Ia uitați care sunt efectele. Fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Nu spune vorbiți între voi cu muzică rock, latino, reggae. Deci vreau să băgăm bine de seamă muzica cerului, cum să descrie. Psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Iată că plinătatea Duhului, automat ce se întâmplă? Încep să fii un om care laudă pe Dumnezeu necontenit. Nu lași CD-ul să cânte în mașină și tu stai. Nu, nu. Laudele lui Dumnezeu, Psalmul 149, să fie în gura lor, nu pe CD-ul lor, nu în telefonul lor. Când ești plin de Duh, îi cânți tot timpul. Când ești plin de Duh, începi să lauzi pe Dumnezeu. Ești un om care tot timpul laudă pe Domnul, ține prezența lui Dumnezeu activă. Ce mai este aici? Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Iată că pe lângă laudă apare în viața ta și mulțumire. Amin? Uită-te la oamenii care nu laudă pe Dumnezeu când vin la biserică, stau așa. Ascultă-mă, dovadă biblică, oamenii nu-s plini de Duh. Poate au fost umpluți odată sau atinși. Pentru că numai morții nu laudă pe Domnul, fraților. Morții ăia de la cimitir, dacă de aceea, uite așa stau. Numai că nu mestecă gumă, ca și noi în timpul bisericii. Dar în rest cam așa stau, să uită. Când vezi un om așa, roagă-te pentru el, nu judeca. Umple-l Duhul Sfânt și pe acest om, să-ți cânte și să fie cu o inimă mulțumitoare. Voi știți câtă nemulțumire este în viața copiilor lui Dumnezeu? Eu călătoresc, uite, numai acum am întâlnit zeci de persoane. Frate, nu pot fi mulțumit. Am un duc de nemulțumire în viața mea. Păi ce faci? Unde te uiți? Păi mă uit pe internet și mă compar. Păi de ce te compari? Nu știu, diavolul mă pune să mă compar. Fiți mulțumitori, spune Scriptura, în starea în care vă găsiți. Pentru că mulțumirea, spune Scriptura, cel mulțumitor are un ospăț necurmat, Dumnezeu se ocupă de el. Când ești mulțumitor, parcă toate lucrurile îți ajung. Parcă și salata se înmulțește în casă, și roșiile, și barabulele, și cartofii, parcă ajung banii. Când ești mulțumitor, lucrurile se înmulțesc. Când ești nemulțumitor, nu contează cât ai, tot nemulțumitor o să fii. Coloseni 3:16, ultimul verset. Vreau să țineți minte, Efeseni 5:18, da? Coloseni 3:16. Hai să o luăm de la 15. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Eu vreau să te întreb, cuvântul locuiește în tine, da sau nu? Ești dintre acei oameni care după ce îl citesc au uitat tot? Pentru că îți spun că vrășumașul nostru numărul 1, spune Domnul Hristos în pilda asemănătorului, este diavolul. Și după ce ai citit și ai ascultat predica, ce face diavolul? Vine și ce? Ia-l-mă de aici să n-aducă rod. Fure-i cuvântul. Diavolul vrea să fure cuvântul. Tu trebuie să-l păzești. Și știi cum îl păzești? Gândindu-te la el, meditând la el, rememorându-l. Ia să văd, să vezi cum vorbești cu soția în drum spre casă, ce a zis predicatorul, ce a spus Scriptura, și începi să te încarci de Dumnezeu. Și cuvântul ăla ajunge aici și începe să aducă roadă. Cuvântul lui Hristos, atenție, ăsta e versetul soră la cel din Efeseni. Să locuiască din belșug în voi. Nu din când în când. Sau ca pe la cușetă, știi? Vii la cușetă, ai dormit la cușetă, ai plecat, ești pasager. Dumnezeu nu vrea să fie pasager în viața ta, vrea să fie locuitor. Cuvântul să locuiască din belșug. Ce faci când ai ceva din belșug? Când ești plin de ură, ce se întâmplă cu gura ta? Ia spuneți-mi. Ce împroașcă?
ură. Când ești plin cu pace, ce spui? Vorbești despre pace, despre bucurie. Când ești plin cu bucurie, ce? Te duci și spui la toți, pentru că gura vorbește din... Ascultați-vă conversațiile, vă dau un test. Eu am început să-mi ascult conversațiile într-o săptămână și m-am început să mă pocăiesc de ce spun. Nu eram întotdeauna conștient de ce spuneam, pentru că în conversații îți dai drumul, acolo ești tu cu adevărat, nu ești ăla de la biserică. Înțelege ăla tot vopsit și nu ești ăla de pe display, ești ăla de pe hard, de dedesubt. Și în conversații, uitați-vă, ascultați-vă ce spuneți și vedeți dacă e cuvântul lui Dumnezeu în gura voastră sau este altceva. Când tu te duci și spui la copilul tău, sărăcuțul de-i lașa el, se îmbolnăvește tot timpul, e cuvântul lui Dumnezeu în tine? Tu ce pui peste copilul tău? Când spui despre partenerul tău de viață, așa e, e mâna de dracu, ce să-i faci? Tu ce spui despre partenerul tău de viață? Dar dacă ai schimba filmul și ai zice, nu, da, s-a îmbolnăvit de câteva ori, dar cred că Dumnezeu îi întărește imunitatea. Mă rog pentru asta. Ce ar fi să zici despre prietenii tăi, despre partenerul tău de viață? Da, a avut câteva ieșiri, dar este cel pe care l-am ales să-l iubești și să-l respect. Mă voi ruga pentru el. Mă, nu le are pe toate acasă. I-a căzut și părul din cap. Are și ochelari. Mă, da, Dumnezeu vorbește și prin măgăruș cu ochelari câteodată. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Primul lucru care îl produce cuvântul lui Dumnezeu este înțelepciune. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Amin. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus, mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Vedeți care sunt efectele umplerii cu Duhul Sfânt și a cuvântului lui Dumnezeu? Ești mulțumitor, îl auzi pe Domnul, nu mai bagi, transmiți melodii de Metallica și Shakira la frați. Psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești, amin? Psalmi, cântări de laudă, nu de jale, nu manele și nici de alea pocăiești de jale. Da, în care eu sunt cel mai slab, eu sunt cel mai... Nu, psalmi, cântări de laudă la adresa lui și cântări duhovnicești. Și îi cânți tot timpul cu mulțumire în inima Domnului. Era o soră la noi, a venit într-o zi și am văzut-o așa mai bucuroasă la biserică. Și la sfârșit mă duc, zic, soră, ce s-a întâmplat? Te văd plină de Duh. Zic, ți-o crescut șeful salariu? Zice, nu, frate, Sani, mi-o tăia salariu. Cum ți-o tăia salariu? Mi-o tăia salariu. Dar nu șeful meu e sursa mea. Șeful meu doar mă plătește, Dumnezeu mă răsplătește. Wow! Ce înțeleaptă femeie, aia a fost plină de cuvânt. Aia a fost plină de Duh. Fetelor, ce vorbiți peste viața voastră în timpul săptămânii? Nu, nimeni nu mă vrea, nici în diaspora, nici chiar în țara mea, nu, nimeni nu mă vrea. Sau Domnul va purta de grijă. La vremea potrivită îl va trimite pe acest om care voi face o familie puternică cu el. Ce vorbiți peste viața voastră? Eu nu vorbesc aici de vorbire pozitivă, vorbesc de aliniere cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El a spus că El ne va purta de grijă dacă vom arunca grijile asupra Lui. Dacă, Doamne, dăm pace. Nu, Dumnezeu nu-ți dă pace, trebuie să-i dai grijile întâi. Aruncați asupra Lui toate grijile voastre și atunci pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, îți va păzi inimile și gândurile în Hristos. Amin? Dumnezeu vrea îngrijorările. Ne rugam pentru o soră, Doamne, vindecă-o, tămăduiește-o, bum, o vindecă Dumnezeu instant în fața noastră. Și zic, soră, mai ai ceva, niște îngrijorări. Dă-i-le Domnului, zice, fraților, stop. Aici nu pot să zic amin. Dacă nu luați și îngrijorările, eu cu ce rămân? Nu putem să ne rugăm pentru pace. Frate, soră, Domnul a pus o condiție, aruncă asupra lui îngrijorările și atunci pacea vine. Plinătatea Duhului vrea să aducă pace peste tine. Știi ce vreau să facem în seara asta, după masa asta? Pentru că am putea vorbi multe. Credeți-mă, nu e o laudă. Uitați-vă la mine, vedeți un om transformat de cuvântul și puterea Duhului Sfânt. Eu n-ar fi trebuit să fiu astăzi aici, oameni. Prietenii mei sunt putreziți deja. Alții sunt în scaune cu rotile, alții sunt pierduți în închisoare, alții sunt, nimeni nu mai știe pe unde sunt. Eu sunt aici pentru că acest Duh Sfânt a venit pe baza cuvântului lui Dumnezeu și a luat foc în viața mea. Sunt pasionat, da. Sunt perfect? Nu. Mai stresez pe câte unii? Da. Frustrez pe mulți? Da. Îi zgudui din scaune? Da. Și nu sunt trimis să fac biserica să se simtă bine, sunt trimis să fac biserica să vină la pocăință.
Dar crede-mă, n-aș fi putut fi aici dacă nu împlineam Scriptura și nu mă umplea Duhul Sfânt. Pentru că am nevoie. Am avut un tată care m-a respins. Am avut oameni care m-au dat la o parte. Șuturi în fund. Dar știi ce am învățat? Tot bălegarul care oamenii mi l-au dat au ajutat la a produce roada care Dumnezeu a vrut să o aducă în viața mea, în caracterul meu. Vreau în seara asta să-ți fac o provocare. Nu știu cum ai venit de pe ce drumuri. Toți avem nevoie de oameni buni. Dar prima condiție ca să primim plinătatea Duhului Sfânt, știți care a fost? A ucenicilor. Nu plecați din Ierusalim. Duceți-vă și rugați-vă și așteptați promisiunea. Și știi ce? Să te duci să te rogi împreună cu alții să aștepți promisiunea, îți trebuie o inimă smerită. Îți trebuie o inimă smerită să zici: Doamne, am nevoie de Tine. Am văzut prea mulți pocăiți deștepți, oameni buni. Prea mulți pocăiți deștepți care acum sunt în divorțuri. Prea mulți pocăiți deștepți care acum sunt într-un dezastru. Copiii sunt în lume și în droguri. Prea mulți pocăiți care au crezut că știu. Ei știu. Românul suferă de boala, eu știu. Vedeți că nu mai poți să spui nici la nimeni nimic? Nu mai poți să dai un sfat că el știe? Îi transmiți un gând din Biblie și el s-a trimis trei înapoi. Și ce-ți transmite prin aia? Băi, nu cu mine, eu deja le știu pe asta. Ucenicii au trebuit să vină împreună și să se smerească. În seara asta, eu cred că dacă împlinim condiția asta biblică, pentru că Scriptura spune, supuneți-vă lui Dumnezeu. Supuneți-vă. Și împotriviți-vă celui rău și îl va fugi de la voi. Condiția primordială este smerenia. Nu știu cât de deștept ești și nu-mi pasă. Și eu am diplome și nu cred că ție-ți pasă. Dar crede-mă, diplomele nu fac nimic. Cunoștința este zero. Pavel era un om care a scris, oameni buni, Noul Testament. Dar după ce s-a întâlnit cu Hristos, cunoștința lui și teologia lui era zero. Știi ce a zis Duhul Sfânt? N-am nevoie de toată asta. Și el spune, le-am socotit pe toate ca un gunoi, pentru prețul nespus de mare. El cunoaște pe Domnul Hristos. Vă spun sincer, am gândul ăsta în mintea mea foarte pregnant. În seara asta, Dumnezeu ne va da un restart la unii din noi. În seara asta am venit goi și plecăm plini. Am venit cu poveri pe noi și plecăm ușurați. Și știi de ce? Pentru că ne smerim și cerem asta. Atât avem. O inimă smerită. Ești gata să te smerești înaintea Domnului? Lasă anii tăi de pocăință. Nu mă interesează că ai 30, 40, 50. Spunea un bătrân în lacrimi săptămânile trecute: frate Sani, îți pe scaunul ăsta de 35 de ani. Și îmi dau seama că eu n-am umblat călăuzit de Duhul Sfânt. Am fost călăuzit de religie, de ambiții, de pofte, de gânduri omenești. Dar astăzi vreau să fiu plin de Duh. Și știi ce? Cât ani mai îmi dă Domnul, promit că în fiecare zi cer umplerea Duhului și mă duc și vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i niciodată târziu. Te rog, nu rămâne acolo. Smerește-te și cere mai mult. El vrea să umpli plin. Fotbalul îți dă multe goluri. Hristos îți dă multe plinuri. Lumea asta îți dă multe goluri. Te face să investești, să mergi pe străzi pe care n-ar trebui să mergi niciodată. Cred că ăsta e unul din principalele motive. Știi de ce? Pentru că ne închinăm lui. Știi cum ne închinăm lui? Prin timpul pe care îl acordăm. Odată am fost într-o adunare ca aceasta și am întrebat, și am zis de curiozitate, așa parcă cineva de voluntar să intre să vadă cât ai stat astăzi pe internet. Și știi ce am realizat? Că toți acolo am stat minim 4 ore pe zi. Gândește-te ce s-ar întâmpla dacă te-ai ruga măcar jumătate de oră. Aș vrea să vă împărtășesc un principiu al lui George Whitefield, unul din marii reformatori și oameni ai trezirii din Scoția, Marea Britanie și America, și după aceea ne rugăm. Când a fost întrebat de un student arogant, a spus: Mr. George, îmi puteți spune cât vă rugați pe zi ca să fiți așa un om al trezirilor? Câte ore vă rugați pe zi? Câte ore? Îmi spuneți o oră, două, trei, patru, cinci, șase? Ce credeți că i-a răspuns George? Niciodată nu mă rog mai mult de o oră pe zi. Tânărul s-a uitat la el și a zis: wow, dacă așa ușor vin trezirile, atunci mă înscriu, dacă nu trebuie să mă rog mai mult de o oră. După care bătrânul predicator a continuat: dar niciodată nu las o oră să treacă fără să mă rog.
fiecare oră. Ești la lucru, cheamă-l. Doamne, învață-mă. Ești din fabrica Boeing, știu pe un inginer, cel mai tare inginer de la Boeing, a fost român și e român, acum a ieșit la pensionan. Și spunea, Sani, crede-mă, e doar luminarea Duhului Sfânt, când oamenii nu știau ce să facă, mă chemau pe mine. Și cheamă-l pe Dan. Dar Dan nu știa, stăteam și ziceam, Duhul Sfânt, dacă tu nu spui, nu știu. Și Dumnezeu îi dădea lumină, pentru că Dumnezeu era cu Dan în fabrica Boeing. Dumnezeu e cu tine acolo la spital când ești îmbrăcat cu halatul de asistent. Doamne, dă-mi lumină, Duhul Sfânt, vino. Dumnezeu e cu tine în familie când îți crești copiii. Duhul Sfânt, învață-mă că nu mai pot. O tânără spunea, Sani, roagă-te că-s disperată. Am doi copii și vine al treilea, nu mai rezist. Am crezut că e mai ușor. Zic, ai cerut Duhul Sfânt să te ajute să-ți crești copiii. Și a, dar se bagă și la de-astea. Se bagă și la de-astea. Duhul Sfânt e bun. Dumnezeu este bun. Duhul Sfânt e Dumnezeu, oameni buni. Căci Domnul este Duhul și Duhul este Domnul. El se bagă și la astea. Dar cum lucrează și la relația de familie? Că eu am crezut că Dumnezeu e dincolo de ușa de dormitor. Nu, nu, trebuie să-L lași înainte. Să-L lași înăuntru. El lucrează și la de-astea. Dar eu sunt bătrân, am 50 și ceva de ani, sunt distrus, nu mai am putere, sunt obosit. Cheamă-L pe El și o să vezi ce putere îți dă. Cunosc pe cineva, are 67 de ani în Londra, e deja ieșit la a doua pensie. M-am dus și m-am uitat la ea și am zis, frate, mai puteți? Sanii sunt plini de suc și verde. Stau în cuvântul Domnului și tot timpul cer pe Duhul Sfânt să mă umple. Băi, oameni buni, există oameni care trăiesc și supraviețuiesc prin această putere și biruiesc. Haideți să trecem de la supraviețuire la biruință. Știi cum? Prin puterea Duhului și a cuvântului. Dar trebuie să ne smerim în seara asta. Aș vrea să vă chem la o rugăciune de smerenie. Dacă consider că ți-a vorbit Domnul seara asta, personal mie vă spun că mi-a vorbit. Am tocmai ce am realizat că m-am niște nevoi. Trebuie să iau niște decizii și am realizat că nu i-am cerut Duhului Sfânt aprobarea și consilierea și chiar acum o cer. Duhul Sfânt, vorbește-mi tu, călăuzește-mi tu. Dacă în seara asta ești aici pe scaun, te rog frumos, nu pleca acasă gol. Nu trebuie să pleci acasă gol de la niciun program, de la nicio întâlnire. Trebuie să pleci acasă plin. Amin? John Wesley a plecat de la o întâlnire, s-a urcat în tren și omul din fața lui era un doctor la Universitatea Oxford. S-a uitat la John și zice, parcă te cunosc de undeva. Și ești cumva predicator? Da. După câteva momente a început doctorul să plângă și a zis, Domnule, prezența dumneavoastră mă convinge de păcat. Și nu i-a predicat nimic John Wesley. Dar era plin de Duh și Duhul Sfânt lucra. Așa vreau să trăiesc. Când trec pe lângă unul să zică, băi, de unde vii, de unde, din ce lume ești? Te rog, roagă-te și pentru mine să mă mântuiască Hristos. Așa vreau. Când treci pe lângă tineri aia care sunt disperați, să le cadă drogurile din mână, siringa, să zică, omule, de unde ai venit? Mi-aduc aminte o poveste și ultima din Africa de Sud. Un predicator predica Evanghelia și unul a scos pitolul să-l împuște. Și ăsta s-a uitat la el și a zis, decât atât, Duhul Sfânt, ajută-mă. Și i-a scăpat pistolul din mână. Și a zis, man, cum ai făcut asta? Știu martor ocular la povestea asta, nu-i poveste inventată. Și asta e puterea Duhului Sfânt. Hai să ne sferim după masa asta înaintea lui Dumnezeu. Este ora 8 fără 7 minute. Vreau să plec plin de Duh, credeți-mă, am avut o săptămână grea. Din ianuarie 15 umblu în fiecare weekend și merg și predic de câte 2-3 ori pe weekend. Și ce mă ține este cuvântul și puterea Duhului Sfânt. Să fii proaspăt în fiecare biserică nu e ușor. Dar știi ce? Am hotărât la 16 ani jumate, n-o să fiu niciodată un creștin expirat, o să fiu un copil de Dumnezeu pasionat. Hai să-i cerem ajutorul astăzi. Doamne, atinge-le din nou. O să ne rugăm și după aceea o să mai cântăm o dată cântecul ăsta Domnului și o să-l transformăm într-o rugăciune, dar vreau întâi să ne smerim înaintea Lui. Aș vrea și îmi doresc oameni în Clujul ăsta pasionați, oameni smeriți care umblă cu frică de Domnul. Îmi doresc asta. Ce ziceți? Facem rugăciunea asta. Haideți fiecare în dreptul Lui să ne smerim, să venim înaintea Lui, să ne recunoaștem falimentul și să cerem ajutor și umplere de sus.
Ia Duhului din nou. Vreau să mă umpli din nou. O, Iisus, umple-mă, Duhule Sfânt. Vreau să plec plin de aici. Umple-mă, Duhule Sfânt. Umple-mă, Duhule Sfânt. Vino, Duhule Sfânt, umple-mă din nou, umple-mă din nou, umple-mă din nou, Duhule Sfânt, umple-mă din nou. Și în timp ce ne ridicăm să ne rugăm și pentru vecinii de lângă noi să fie umpluți. Dacă îl vezi supărat, dacă îl vezi dezamăgit, wow, ce liber mă simt, frate! Normal că te simți liber după ce ți-ai recunoscut falimentul, El ți l-a iertat. Doamne, îți mulțumesc, am gândul ăsta pentru tine, tinere. De când am venit aici și te-am văzut, mi-a spus așa Domnul în Duhul meu că îți va da strategie pentru viitor. Cheamă-L și cheamă-L cu credință. Ai niște, văd în fața ta niște munți și văd cum Dumnezeu o să-ți dea strategie, nu să treci peste, dar să treci prin. Nu știu despre ce e vorba, dar sunt cel puțin trei lucruri cu care o să te confrunți în viitorul apropiat. Domnul să-ți dea strategia potrivită. Cere cuvânt, cere puterea Duhului Sfânt pentru că El poate. Amin? Slavă Domnului! Haleluia! La domnișoara de aici am văzut așa o imagine foarte interesantă. Am văzut cum Domnul începea să-ți vorbească și l-auzeai din ce în ce mai clar. Și Domnul spune, întoarce-te la cuvânt și cere puterea. Cuvânt și foc. Cuvânt și foc. Domnul Hristos, vă aduceți aminte că spunea Ioan, El va veni și vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Haleluia! Mă rog, Tată, să-i umpli și pe acești doi tineri cu Duhul Tău cel Sfânt în seara asta. I-am văzut cum l-au lăudat pe Domnul, cum au strigat către Domnul, umple-i, Doamne, în numele Lui Iisus. Haideți să cerem pentru cei de lângă noi, umple-l, Doamne, pe vecinul meu cu Duh Sfânt. Umple-l pe domnișoara de la mixer cu Duhul Tău cel Sfânt. Umple-l pe prietenul meu din nou cu Duhul Tău cel Sfânt. Umple-ne din nou, umple-ne din nou, umple-ne din nou. Umple-ne, Doamne, pentru că numai Tu poți. Doamne, atinge-ne din nou, peste noi Tu mâna Ta, s-o pui și iubirea Ta să ardă în noi. Prin puterea Doamne, dă-ne înțelepciune și putere și iubire. Doamne, vrem să ascultăm cuvântul Tău. Aleluia! Azi venim în fața Ta, dă-ne, Doamne, harul Tău să fim vii pentru împărăția Ta. Trezește-ne din nou. Doamne, mulți au obosit. Și
Iubire, Iisus, rog, vindecarea, vindecarea lor e, Doamne, mâna Ta. Să ne atingi pe fiecare cu puterea crucii Tale, să fim Tu împărăția. Aleluia! Trezește! Spune Scriptura o concluzie. În timpul acesta, ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Când vezi un copil al Domnului trist, du-te și roagă-te pentru el, să fie din nou plin de Duh. Lipsa bucuriei e un indiciu. Dacă n-ai nici pace, îi jale. Și dacă n-ai nici neprihănire, ești terminat. Roagă-te pentru el, Doamne, dă-i bucuria din nou. Dă-i bucuria mântuirii. Ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Așa mi-aș dori să plecăm în după masa asta de aici. Când te duci, te întâlnești cu cei dragi sau te văd mâine vecinii, să ieși cu o bucurie cerească pe față, să zică, mă, l-am mai văzut că duce gunoiul, dar niciodată așa bucuros. L-am mai văzut că tunde iarba, dar parcă nu cânta niciodată ca privighetoarea. Aleluia, Domnul e cu mine, glorie, aleluia. Să știi că Tu ești singura Biblie pe care unii o să o citească vreodată. Singura. Spune Scriptura că Pavel a trimis pe Tit în Creta și zice, nu mai trebuie să trimit pe nimeni, pentru că Tit este o epistolă vie. Aleluia! Vreau să fiu o epistolă vie. Vreau să trăiesc în așa fel încât oamenii să zică, da, ăsta este omul lui Dumnezeu. Vrei și tu asta? Vrei să zică copiii tăi despre tine asta? Vecinii să zică despre tine asta? Zică, mă, ceva s-a întâmplat cu el. Era religios, dar acum e ceva altceva. Are bucuria Duhului. Are pace în încercare. O, lăuda să fie Domn. Parcă acum începe predica, frate păstor. Dar vreau să rețineți, în timp ce ucenicii plecau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Oameni buni, frații mei, surorile mele, plinătatea Duhului n-a fost un eveniment unic și singular. Este o succesiune de umpleri. Și sincer, am hotărât să nu mai umblu gol, cu rezervorul gol. Vreau să umblu cu el plin. Vă binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos și mă rog ca plinătatea Duhului, puterea Duhului Sfânt, harul Domnului să fie cu noi toți în fiecare zi, în numele Lui Iisus. Amin. Uite tineri ăștia doi de acolo, văd cum Domnul se mișcă peste voi. Din locul ăla de acolo, ridic o mână în sus. Și fata de lângă tine. Doamne Iisuse, îți mulțumim că Tu lucrezi. Am văzut cum Domnul a rupt o haină veche de peste voi. O haină veche a rupt. Și a zis, ăla e trecutul, nu mai trebuie să vă raportați la el. Eu fac lucruri noi în viața voastră, eu fac lucruri noi, vă aduc într-un loc în care este apă, vă aduc într-un loc în care sunt pășuni de odihnă, vă aduc într-un loc în care o să fiți refocusați, recalibrați, Domnul să vă binecuvânteze. Aleluia, îți mulțumesc, Tată, că Tu întărești. Numele Tău Sfânt. La Tine am văzut o imagine puternică de tot. Te-am văzut lângă Filip, cum mergea și plantați pomi împreună. Și zicea lui Filip, Filip, aici plantăm, aici plantăm. Și văd peste viața ta o chemare de plantator. Domn, pomi înseamnă oameni.
Eu cred că Dumnezeu te va ajuta împreună cu Filip și echipa să puneți rădăcini la oameni care n-au rădăcini. Să-i ajutați să se edifice și să se zidească în Hristos. Domnul să te binecuvânteze. Am văzut cum era Hristos în mijloc și în jurul lui plantat pomi. Aleluia! Asta e mare lucru. Ăia sunt oamenii pe cărora voi o să le dați rădăcini și o să le dați ajutor în echipare, în zidire. Domnul va lua orice experiență negativă care ai avut-o vreodată și o va transforma. Și ce mai mult, Dumnezeu îți dă niște unelte în vremea asta și în viitorul ăsta cu care să lucrezi în sufletul celorlalți. Să aduci speranță, să aduci perspectivă, să aduci viziune. Am văzut oameni care veneau la tine. Veneau goi, veneau uscați ca din deșert. I-am văzut cum ieșeau din deșert și tu le dădeai apă să bea. Uite aici ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Hai să mă rog pentru tine să fii umplut de Duh. Numele Lui Sfânt, Domnul să vă binecuvânteze, te sprinde. Lumea ta cântând, ce mare e al meu Dumnezeu. Îți mulțumesc că ești aici
să ridici, îți mulțumesc că ești aici ca să transport, îți mulțumesc că ești aici ca să schimbi, îți mulțumesc că ești aici ca să dai viață, îți mulțumesc că ești aici ca să dai speranță, îți mulțumesc că ești aici ca să dai binecuvântarea vieții, de aici binecuvântarea vieții veșnice, îți mulțumesc.